Noi sportivii din tribune. Comedie de Hristu Nicolaide. În distribuție, Demrădulescu, Horia Căciulescu, Rodica Popescu, Cornel Vulpe, Victoria Nierlescu, Alexandru Arcinel. Regie artistică, Dan Cuitean. Da? Cine e? Tinca, portăreasa! Intră! Așa. Ți-am adus pantalonii! Ia să-i vezi, ce zici? Ia uite-te la ei! Ce zici, ce frumos i-am călcat! Vai de mine, mână de gospodină! Mulțumesc! Cât e ceasul? 11:30. Păi să încep să mă îmbrac. Azi e un meci important între cluburile Dunărea și Constructorul. Da? N-am voie să întârzi. Așa, da, sper că nu joci cu hainele dumitale. Să-mi aduci iar pantalonii făcuți burlan. Vă dă pantalon, dă-i-a scurt. Ăia să dau numai sportivilor de pe teren. Da? Sportivii din tribune, noi rămânem în hainele noastre. Adică cum, dumneata nu iei parte? Ba iau, cum să... Vai de mine, studiez, apreciez, judec, îmi dau cu părerea. Fotbalul, te rog să notezi, fotbalul nu se joacă numai cu picioarele. Ce? Ah, e o știință, contribuie și creierul. Picioarele activează pe teren și creierul în tribune. Nu e o jucărioară, e cel mai vechi sport din Europa. Da? S-a născut în Anglia acum 100 de ani. Păi și până atunci, ce făceau bărbații în fiecare duminică? Mai stăteau și acasă. Pe lângă neveste. Păi ce era rău? E, fiecare sport cu regulile lui. Și tocmai aici e greutatea. Să le cunoști la fiecare toate chițibușurile. Nu e destul să practici un sport. Trebuie să știi și cum să-l practici. Tehnica. Asta contează, înțelegi? Nu înțeleg. Dar dacă zici dumneata te pricep. Ai făcut doar praf de tamai boxierul. Campionul Italiei Umberto Sorelli la Milano. Pac, plex, gură, pac, jos. Ăsta e boxul, sport dur, bărbătesc. O fi, dar mie nu-mi place. Parcă tot mai frumos e fotbalul. Își pun unii câte o piedică, dar oase tinere se îndreaptă repede. Duminica viitoare te iau cu mine pe stadion. Nu mai spune. Pe cuvântul meu și-ți cumpăr și o trompetă. Să sun deșteptarea când adorm jucătorii pe teren. Sus de mine. Uite, după ce ți-a încălcat pantalonul. Vorbesc serios, dar până atunci e bine să știi și puțină teorie despre gol. Despre corner. Cornel? Despre corner, ce înseamnă? Ce înseamnă hands, știi? Nu știu. Uite, hands înseamnă când atingi mingea cu mâna și nu e voie. Ce? Ai grijă de cheie. După ce termin cu dereticatul, mi-o pui ca de obicei în cutia de scrisori. Nici o grijă. Continuăm lecția data viitoare. Trecem la cartonașe. La revedere! La revedere! Petrecere frumoasă! Ce petrecere! Nervi și dureri de cap! Că știu eu cum joacă mormolocii ăștia! Pregătire de care dau dovadă dunărenii, până în momentul de față n-au marcat niciun gol. Vina se pare că o
poartă Olmeanu, centrul lor înaintaș, care arată situații splendide în fața porții lui Moina, perseverând de la începutul meciului într-un joc personal, încăpățânându-se să nu paseze balonul. În clipa de față, mingea se află la Dumitrescu. Dumitrescu pasează lui Dragoș, atacat de Rotaru. Acesta degajează, Rotaru prinde mingea, o scapă și balonul trece la... Nu, nu mai trece nicăieri, fiindcă centrul înaintaș al Dunărenilor a interceptat-o din nou. Aleargă cu ea... Inginerul tranzistor Olaz, cel care cu dumneata pe stadion. Nu vezi ce se întâmplă? Mai nevoie de explicații, mă, bălăla... Controlez pe Șpiter, că le întoarce cum îi convine. L-am mai prins odată. Treaba dumitare, dar pune-l mai încet, că mi-ai spart urechea. Hai, hai, mă, Popirica, hai, mai pierdut o pasă excepțională. Ce-a fost, ce-a fost? Încăpățânatul ăla de Olmeanu. Cum pune piciorul pe minge, o transformă în proprietate personală. Da, ce cu tine? De ce ai întârziat? N-am întârziat. Sunt de la început, dar mi-am căutat un loc mai în față, că știi că nu văd bine. Păi da, păi să-ți arătăm noi. Ia uite-o. Uite-o acolo, cu basc verde. Cine? Ei, cine? Nu mai face pe inocentul, că știe toată contabilitatea. Mașina de scris de la expediție. Aia cu panglică blondă. Măi, stați, mă, vă rog foarte mult, dar ce am eu cu ea? Mi-e colegă de birou, atât. Și vă rog, nu mai răspândiți zvonuri de asta, că Monica e fată serioasă și e și logodită. Păi, tocmai asta te roade pe tine, logodnic. Mai ales că e și un tip solid. O fi, nu-l cunosc, dar am mai văzut eu de ăștia solizi făcuți chisăliță. De cine? De mine, așa cum mă vezi acum 3 ani la Florența. La Milano, mai frate. Bă, n-are importanță, în Italia, mă, acolo. Stadionul gemea de lume. Da. Sorel era magnific. Și deodată manajerul a întrebat prin pugni: chi are coragiu de provare? Bă, da, aveți o memorie. Păi, dar ce numai tu știi limba lui Garibaldi? Dar nu știți care a fost reacția tribunelor? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? N-ai văzut? Olmeanu i-a pus piedică lui Rotaru. Cum o să pune Olmeanu piedică? Olmeanu e jucător vechi. I-a pus piedică, uite, toată tribuna e revoltată. Oameni care nu se pricep la sport. Ce te vorbești? În primul rând, când să te iei cu spatele, n-aveai cum să vezi ce se întâmplă pe teren. Nici nu mă interesează, eu nu vorbesc de jocul Olmeanu. Mă refer la calitățile lui de sportiv, că le are. Păi dacă le are, de ce a ratat atâtea situații? Îl încurcă ceilalți. E un jucător de elită. Elită mare, joacă de unul singur. Foarte bine face cel a pescuit, că sunt 20 de pescari și unul din ei prinde câte un pește, îl dă aluia de alături, l-a prins. E peștele lui, face cu el ce vrea. Ce vrea, ciorbă, rasol, compot. Dar ce legătură are pescuitul cu fotbalul? Ăsta e joc de colaborare, mingea trebuie să treacă de la unul la altul, să ajungă acolo unde trebuie, nu? Nu mă învățați voi pe mine teorie, sunt tobă de astea. Cu ce crezi că l-am făcut arșici pe italian? Teoretic. Dacă nu crezi, scrie-i, întreabă-l. De unde să scrie? Păi dă-ne adresă. Nu e nevoie de nicio adresă, dacă scrie așa: Umbrero Sorrentini, îl cunoaște, l-am văzut cu Sofia lor. Prima repriză s-a terminat. Și cum stăm? Cum stăm? 2-0 pentru constructorul, că la început elita ta n-a marcat niciun gol. Stai, că nu s-a terminat încă meciul, mai e până la minutul 90. Și pe urmă mai sunt și eu pe aici. Și ce dacă ești? Păi cum, mă duc la Dunăreni să le deschid de uși. Ce vorbești? Stai, nu te mai fierb uita degeaba. Dragă, trebuie să le atragă cineva atenția. Au o vedetă în mijlocul lor, să o menajeze dacă vor să câștige. Să nu te ambala, stai în banca, tată. Cum sunt aia înfuriați acum, ați mai rupt vreo mână. Nu de alta, dar rămânem fără casier și n-are cine să ne dea leafă. Lasă-l, frate, lasă-l, dacă i s-a făcut de cucui, n-are decât. Du-te, mă, du-te sănătos. Și mai ales, întoarce-te sănătos. Da. Pardon, vă rog, dați-mi voie. Pompilica, unde alegi Pompilica? Am de rezolvat o problemă. Tot cu sportul. Păi altfel cum, mi-a intrat în sânge. Să rămânășițele Monica. Da, colega, mereu nelipsit de la meciuri. Da, nelipsit. Eu ca eu sunt un pătimaș, campion prin vocație, dar pe dumneata nu te bănuiam. Da, nici nu e cazul. Vin mai mult de dragul amicei mele să-ți o prezint. Adina Rotaru. Îmi pare bine, Simona. Fratele ei joacă în echipa constructorilor. Cel care a marcat primul gol, știi? Încântat, Pompilica Crețu. Coleg de birou cu simpatica noastră sportivă. Sportiv e cel care joacă.
joacă, nu cel care privește. Te înșeli uneori, cei care privesc sunt adevărați sportivi, iar cei de vedere ar trebui să privească la ei. Da, și atunci cine să mai joace? Cum cine? Păi dacă cei din tribunal privi la cei de pe teren și cei de pe teren la cei din tribunal... Ei, dumneata, le întorci totdeauna cum vrei. Și la birou, la fel... De câte ori discut cu dumnea ei câte o problemă mai intimă, da, mă pune în încurcătură. Adică la punct. Amica dumitale e foarte răutăcioasă cu mine. Niciodată nu vrea să observe că de câte ori trece prin fața ghișeului meu, întrerup lucrul și oftez. Foarte prost. Că oftez? Nu, că întrerupeți lucrul. La birou se lucrează, colega, nu se oftează. Da, dar azi e duminică, zi liberă. Sper că n-ai să mă faci să oftez și azi. Nu înțeleg. Să luăm împreună cu prietena dumitale câte o gustare. Nu, nu, mulțumesc, sunt foarte amabil, dar în câteva minute începe al doilea mitan și un meci care mă interesează, vă atunci dați seama. Atunci poate ceva de băut. Nu, nu, știu nu, că nu. Pe Monica o interesează citronata. A, nu, mulțumesc, nu mi-e sete. Nu, întotdeauna mă refuz și când te-am invitat la cinema, la fel m-ai refuzat. De ce nu vrei dumneata să înțelegi că sunt logodită? Și că mi-e destul de neplăcut să-ți amintesc mereu de acest lucru. Da, mă rog. Nu, că nu-mi se crede față de prietena mea. Dar eu nu cred că ești logodită. În fund e un logodnic de care vorbește toată lumea, dar nu mi l-ai prezentat niciodată. O să ai prilejul să-l cunoști. Dar pe la sfârșitul meciului vine să mă ia. Un băiat foarte drăguț, Vlad Murgeanu de la Electronica. Tot sportiv? E, nu chiar așa ca dumneata, dar destul de apreciat în echipa de hockey la care activează. Hockey, sport limitat. Nu se poate practica decât o lună, două pe an. Ca și schiurile, bobul, săniuța. Pe mine toate sporturile astea de iarnă mă lasă rece. Dar să mi-l prezinți în orice caz. Poate are stofă. Din primul moment am să spun dacă face carieră în sport sau nu. Știi că mă pricep, știi, așa că... Dar el are meseria lui. Sportul face numai așa, fiindcă îi place. Mare greșeală. Dacă are talent, e păcat să-și irosească forțele pentru altă meserie. Dar m-am luat cu vorba și am uitat că pornisem într-o misiune importantă. Mă duc jos la vestiare, am o vorbă cu dunărenii. Vă duceți degeaba, că nu e voie în timpul jocului. Știți, este o dispoziție. O fi, dar nu pentru mine. Eu la Palermo. Ți-a povestit Monica? Cu toate amănuntele. Atunci nu mai e cazul să vă repet. Știți ce a fost? Știți ce a fost? Plec, spac, jos, m-am pus și ne vedem după pauză. La revedere. Ascultă, puștele, cum te cheamă? Pe tine, cum te cheamă? Răzvan. Pe unde să mergi la vestiarele jucătorilor? Scala din dreapta, dar nu e voie de intrare. Am mai auzit-o pe asta, o să vedem noi. Domnul, ce te interesează pe dumneata? Păi mă interesează, că pentru asta sunt pus aici. Păi ca să mă întreb pe mine unde mă duc? Pe dumneata, pe altul nu e voie de intrare la vestiar. Nici sportivii? Numai cei care fac parte din echipă. Bine, o să-ți pare rău. Cine e șef aici? Eu. Și nu există nimeni mai mare peste dumneata? Ei, la parte nu! Eu sunt cel mai mare. Dacă ai treabă cu careva dinăuntru, îmi spui mie. Te anunț și dacă se apropă bine, dacă nu... Anunță-mă! Cui? Cui vrei, mie indiferent. Ei au nevoie de mine, nu eu de ei. Și uite, vină cu asta. Ce? Auzi, să-ți iei niște țigări. Așa, păi atunci și altceva, nu? Ei, acum pot să intru? Din potrivă! Ia-o repede din loc până nu se sizesc chestia cu țigările, că e de rău să știi. Hai, grăbește pasul! Hai să mai auzi de mine, ne mai întâlnim noi! Dehe, să fii un loc cu dumitare, n-aș dori-o! Grăbește pasul! Hai, ce ne-am dat ca să intri? Un inconștient! Nici că eu mi-am lăsat. Numai că eu nu am 10 ani să invit lui mojiciile. Dar câte n-ai matare? Păi ce tu, dar ce te privește pe tine? Așa, că sunt unii copii care nu știu câți ani au. Ei, lasă-mă că sunt supărat, doamna. Nu fi supărat, că-ți arăt eu un loc pe unde se ajunge la jucători. În spatele vestiarelor e un gal cu scândurică scoasă, care duce chiar în curticica lor. Da? Eu pe acolo intru. Păi tu ești mititel, eu cum o să-mi capre scândurile? Că... Mai scoate-mi una, că de-te-o am scos-o și pe cealaltă. Dar ce-mi dai? Păi fac cinste cu o citronată. A, nu-mi place, vreau ceva tare. Carcalete. Tare și care pișcă la linge. Spriț. Mai tare. Coniac. Și mai tare. O palmă, cum, bă, ghiudem. Nu, a cadat de mentă, de-aia pe băț. Bine, dar hai mai repede că se termină pauza. Dar tu cu cine ești aici? Cu bunica. Dar mi-e și un buletin pro-express. Care sunt sporturile tale preferate? Loto. Jos la loto. Științific, ca tata. Săptămâna trecută am jucat amândoi pe 10, 72 și 30. 10 vârsta mea, 72 vârsta bunicii și 30 vârsta lui mama. Și ați câștigat? Nimic.
din cauza mamei. Că mereu zice tu câțiva ani mai puțin, știi? Mă, bă! Da, da! Bă, stai, mă, bă! Ușor, nu mă fugări așa! Da! Nu mă fugări așa prin hârtoape, că-mi rup vreun picior! Păi dacă ușor. Nu ești sportiv! Bă, eu, mă! Hai că am ajuns! Uite-ți cândurica! Stai! Auzi cum se ceartă fotbaliștii în cabina. Stai niște, bă, ține de scândură. Da, da. Ține, aoleu, m-am înțepat. Trage, traiege. Mai spre tine. Stai, nu mă împinge, că-n cap perfect. Da, da, așa. Eu te aștept aici să-mi dai ce mi-ai promis. Nu ți-e teamă că ești pe partea cealaltă? Ai încredere? Încredere n-am, dar pe dincolo știu că nu poți să ieși, că-i portarul. Bine, așteaptă-mă acolo. Da. Nu, dar nu se poate, trebuie să recunoști. În momentul ăla n-aveam pe nimeni în față, nici un adversar. Păi dacă îmi pasai balonul, îți meteam direct în poartă. De la 8 metri, nici cel mai gros aportar nu apără. Mă, și mie mi-a făcut la fel. Când m-a atacat Rotaru, i-am pasat mingea cu gândul să-i dea lui Buță, care era complet liber pe stânga. Nu i-a dat. S-a încăpățânat să joace de unul singur, ca să strige galeria. Haideul meu! Asta îl interesează pe el. Succesul lui nu al echipei. E, și ce să spun dacă eu dădeam lui Guță, ce îi spravă? Uite, să știi că n-ai dreptate, Olmen. Tot mitanul întâi ai jucat sectar. E un meci fără colaborare între cu echipieri. E un meci înainte pierdut. Dar îi face pe vedetă. Uite, vă rog, gata, hai să nu ne certăm. Peste câteva minute reintrăm pe teren și greșelile din primul mitan nu trebuie să se mai repete, da? Domnule, să joace cum trebuie. Fără orgolii de plasat. Cel puțin să egalăm, să ieșim cu obrazul curat. Ia. Ce zici, Ulmenule? Asta, domnule, am greșit, o să-mi schimb jocul. Foarte bine. Foarte prost. Stai. Cine e? Care a spus foarte prost? Eu. Da, și cine ești, dumneata? Cine ești, tata? Cine ești? De unde ai apărut aici? De sus. Ce? Din tribună. Și constat că am picat la timp să împiedic o catastrofă. Ce catastrofă? În fotbal există și calcule precise, teoretice, datorită cărora o echipă trebuie să prevadă un eșec și să ia măsuri în consecință? Cine mai e și ăsta? Nu știu, dar are hasă. Dar ori dumneavoastră ați intrat în derută. Noi? Și legile sportivității mă obligă să vă dau o mână de ajutor. Mână de ajutor la fotbal? Nu prea văd. Iese cu hands. Poate un șut de ajutor, a? Șutul îi dăm noi, la urmă. Deocamdată lăsați-l să vorbească, mă vine mă distrează. Stați. Ia. Ce? Și care e părerea dumneavoastră? Da. Nu, că noi trebuie să ținem seama și de sugestiile suporterilor, nu-i așa, băieți? Da. Faceți o mare greșeală îngrădind jocul vedetelor dumneavoastră. Cum? Al singurului sportiv proeminent din echipă. Care e asta? Ulmeanu. Termină, tovarășe, nu te mai amesteca. Dar de ce nu? Lasă-l să zică ce te simți prost. Este aia, și după părerea dumneitale, ce trebuie să facem noi cu jucătorul proeminent? Mă, să-l ajutați, mă! Toată atenția echipei trebuie concentrată asupra lui. Mingea să-i fie pasată în permanență. Fiecare minut în care balonul nu se află la picioarele jucătorului proeminent, e un minut iremediabil. Iabil pierdut pentru echipă. Ăsta trebuie luat iremediabil de turul pantalonilor și aici. Noi în orice caz vă mulțumim și regretăm că am fost lipsiți în primul mitan de prețioasele dumneavoastră sfaturi. Dar era cât paci să nu vin nici acum. E o dihanie la intrare. Nu vroia nici ruptul capului să-mi dea drumul. Dar cum te-a lăsat? Păi nici nu m-a lăsat. Și uite să știi că nu ne pare foarte dar în orice caz... Ia, te rog, îmi permiteți să vă mulțumesc personal și să vă strâng călduros mâna? Ulmeanu, nu mi-am gândit viața să fiu atât de aproape. N-ai pentru ce tovarăși. Ba, am și chiar foarte multe motive să vă strâng mâna cât mai puternic. Nu! Lăsați, nici chiar așa de puternic, ba, mi-a rămâne. Nu las deloc. M-a lăsat fără deget. Hai, gata cu joaca, băieți. Hai, echipa pe teren. M-a nenorocit. Te-a bătut? Nu m-a bătut, mi-a mulțumit. Mi-a strâns mâna, cred că mi-a rupt. Uite ce umflături aici. Da. Stai, nu apăsa.
Aoleu, cum mai scriu mâine la birou? Îți dau eu un creion, dar îmi cumperi două candele. Creioane am de... Aoleu, am eu creioane, dar cum scriu cu ele? Păi mergi cu mine la grădiniță, că nici eu nu știu să scriu. Băi, pleacă tu. Aoleu, ce mă doare. Chiar așa? Adu două scândurele, nu mai de pot. De unde să duc? Aoleu, n-am vrut să pun mintea cu el. Al minte! Îl făceai piftie? Eu? Păi eu la Neapole. Când la... Dar ce spune-o ție că ești prea mic, nici nu știu unde vine Italia. Ba știu, are formă de cizmă și lângă ea vine... Cine vine? Vine portarul. Vine Italia cu Mediterana. Nu, portarul cu bastonul. Să ștergem până ne vede. Pe unde? Pe lângă grămadă de cărămizi, că mai știu o ieșire. Hai, hai, hai. Aoleu, cine n-ai bat tot scoate scândura asta de aici? Nu pune o mâna odată pe Derbec de ăștia, că la eu renunț la mitanul 2. Mă duc acasă să-mi pun mâna în gips. Și buletinul meu pronunț sport? Fă-ți-l singur, uite banii. Își da acadelele. Pagă tu mâna în buzunar, da, că eu nu mai pot. Da. Care acadele? Acadelele. Uite și pentru acadele și... Era vorba de două. De nou, bă, ți-ajunge una. Urmă, te doare burta și la revedere. Noroc, mă, frate. Ce-a făcut? Tovarășul ospătar! Vine! Păi hai, frate, hai, vine, da, vine, că s-a încălzit spriți un pahare de când am comandat micii aia. Da, un pic de răbdare, sunt pe grătar. Întotdeauna după meci așa, aglomerație mare la bufetul ăsta. Da. Și azi au fost tribunele pline. Îmi pare rău de Vlad, măcar să fi prins mitanul 2. Uite-l! Hai, mă, hocheiști, plebe, ne dai emoții. Iertați-mă, iertați-mă, dar n-am putut să scap mai devreme. Sarcini urgente. Cum a fost meciul? Întreabă-l pe frate meu. Cum a fost rotarul? În prima parte n-am avut probleme. 2-0 pentru noi, dar după pauză nimeni nu s-a așteptat ca Dunărenii să egaleze. Da, și în ultimul moment să mai bage un gol. S-au schimbat brusc maniera de joc. Ce vreți? Efectul intervenției lui Pompilică. A pătruns în vestiarul Dunărenilor și le-a ținut o prelegere de mare sportivitate. Care Pompilică? Casierul nostru, pisălogul de care ți-am povestit. Ăla care se laudă cu boxerul din interior. Apropo, voi știți de unde a luat el numele ăsta sonor de Umberto Sorelli? Nu, nu, nu. De pe o cutie veche de macaroane. Care ținea creioanele. Așa îl cheamă pe fabricant. Serios? Da, nu știu ce am căutat eu într-o zi la el în birou și am dat de cutie. Probabil o întreprindere cu sucursale în toată Italia, că mereu își mută povestea, ba la Milano, ba la Florența, ba la Palermo. Și toată tărășenia a pornit la o ședință în care l-am scuturat că nu vrea să ne dea bani să ne amenajăm în curtea din spate un ring de box. L-am declarat antisport. Așa, atunci a inventat pe loc isprava cu Umberto Sasorede ca să ne arate că îl pone grim degeaba. Mare caragio, ese tipul ăsta. Cap amici, vă rog. Cine a comandat un ficățel? Eu. Poftiți, au sosit și murăturile. Punele la mijloc. Poftă bună, vă rog. Mulțumim. Fiți atenți. Eu am o propunere. Da. O tot cluim cu Traian de o săptămână. Ce propunere? Spune. Să facem lui Pompilică o farsă. În fond, tot trebuie să-l dezvețe cineva de lăudoroșenile astea lui. Mereu ne dă peste nas cu dacă nu-l credem, n-avem decât să-i scriem și să-l întrebăm. Azi nu am mai repetat figura. Scrieți-i, nu e nevoie de nicio adresă, îl cunoaște toată Italia. Și atunci îi spunem că am luat-o de bună, i-am scris lui Sorelli, ăsta s-a înfuriat și vine de 1 aprilie să-i ceară socoteală. Și are banșa. Băi, ziceați că boxerul e de fapt fabricant de macaroane. Păi cu atât mai mult, e vorba de prestigiu familial. Și plus un pasionat amator de box. Dar și cine să joace rolul italianului? Păi noi ne-am gândit la Vlad. E singurul din noi pe care nu-l cunoaște. Nu, vă rog, vă rog, găsiți pe altcineva. Pe de ce? Așa cum mi l-a descris Monica, nu pot să-mi pun mintea cu el. Hai, Vlad, că e vorba de o glumă. Nici n-a pus să-l atins, că fuge singur când o vedea. Și unde o să aibă loc meciul? Păi la noi, în curtea din spate. Dar și cu acest prilej obținem în sfârșit banii pentru ring. Hai, te rog, trebuie să ne dai o mână de ajutor. Uite, te roagă și Monica. Atunci nu pot să vă refuz. Dar elegant, cu mănuși. Poate box fără mănuși. Contra. Valoarea unei
perechi de mănuși de box. Mănuși de box. Cu care vă rugăm a ne debita în cont. În cont. Cu stimă. Așa, dă-o, te rog, la registratură să-i pune număr și să plece imediat Vasile să ia mănușile. Asta-i tot? Păi ce, nu e destul? Bani aruncați pe un ring de care n-avem nevoie. Mănuși fără degete, auzi, numai un deget, nervii, insomnie. Am slăbit într-o săptămână 10 kg. Uite, am urcat până la etajul 10 de 9 ori pe zi, până la 10 și înapoi. Și când vine Vasile cu mănușile, să mi le aducă să le încerc. Ei, care e situația? Ei, deocamdată, crede și nu crede. A? În orice caz a intrat în panică, să știți, și-a comandat mănuș. Și frânghie pentru ring? O, nici nu vrea să audă. Pe cum să n-audă? Când o vedea și telegrama, își face harakiri. Citește, cu asta dăm ultima lovitură. E scris în italianește. Da, și semnată Umberto Sorelli. Am telefonat unui văr de-al meu din București, i-am dictat testul și l-am rugat să o trimită imediat pe adresa noastră. Fii-te rog amabilă și trimite ștatele astea la semnat. Da, vă rog, le duc personal. Mulțumesc. A venit Costache de la tâmplărie? Nu, meșterește la ring, zice că până la unul dă gata. Așteaptă frânghia. Fără frânghie nu mai am fonduri? S-au terminat. Pompilică, ring fără frânghie? Ne facem de râs, Pompilică, vine omul ăla din Italia, ce o să zică? Poate să vină și Dante Alighieri, nu arunc bani pe fleacuri. V-am făcut ring, va ajunge. Și stați liniștiți că nu vine nimeni. Astea sunt baliverne. Și dacă totuși vine, îi explici tu care l-a invitat că la noi se joacă fără frânghie. Și la urma urmei o întâlnire trebuie să aibă și aprobarea federației. Cum vine ăsta așa de capul lui? Nu e nevoie de nicio aprobare, e o întâlnire amicală. Amicală, adică ne turtim nasurile, ne mutăm fălcile ca între noi, amici. Frumos. Păi, de altfel, Pompilică, invitatul e pe drum. Uite telegram. Ce telegram? De unde? Pe cum de unde? Din București. Azi dimineață Sorelli a sosit cu avionul și mâine ne ducem la gară să-l primim. Uite, citește. Sono arrivato in Romania. Te pomenești că a venit. Domenico Modugno, vă mai aduceați aminte? Da, e de vorba de ea. Lasă-mă, Domenica, o fi nevastă sa. A venit cu soția, să știți. Sono presenti a voi. Il pugilisto di ta, el e. E clar, nu? El e, gata. Dar de când a devenit ăsta pugilisto? Eu îl știam. Ce știe? Adică știam că nu-mi vine să cred. Ce să nu crezi, Pompilică? Că după bătaia pe care i-am tras-o la Roma, mai are curaj să dea ochii cu mine. Domenica, Pompilică, domenica, adică mâine. Vai, o domenică. Știi ce italiană vorbeam? Eu vă zic, lasă, îl burdușesc eu și domenica și mâine și tot în prima repriză. Ca la Florența, așa învețe minte. Așa sperăm și noi, măi. Și nu numai noi, tot colectivul. Vine să te vadă, să te aplaude. Să vină, că vor avea ce aplauda. Pompilică, dar fără frânghie. Da. E riscant, Pompilică, poate să scape una din greșeală, un pumn mai puternic și să te arunce cine știe unde. Păi, de ce să mă arunce? Păi, frânghia te apără, nu te lasă să ieși din ring. Află că atât timp cât sunt eu acolo, nu iese nimeni de ring. Pompilică, ce crede dumnealui că o să scape așa, cu una, cu două, iar conveni fără frânghie? De cât ziceai că e bunul? 1500. Îl ai la tine? Păi de o săptămână te tot bat la cap, tu? Ba că n-are viza direcției, ba că n-are număr de înregistrare, ba că se poate și fără frânghie, ba că uite, azi e sâmbătă, mâine e închis, e domenica, ești în aer. Mă bat la cap! Am nevoie de liniște, de calm. Sunt în fața unui moment greu. E un moment în care poate să iasă cineva de bunul coace. Așa. Se aprova. Am scris în italian. Încă o dată. Se aprobă. Să cumpere Costache frânghie dublă. Dacă e vorba să ne batem, să ne batem reglementar, ca la olimpiadă. Is
sfârșit, după lupte seculare, cum ar zice Caragiale, inaugurăm astăzi careul nostru magic. Bravo! Atât de mult dorit de tinerii noștri sportivi. Vom încheia cu o întâlnire surpriză, de importanță internațională. Bravo! Vlad, s-a echipat? Da, e gata, așteaptă moment. Hai, hai la pompilică să vedem în ce apă să scaldă. Stă închis în birou, tot speră că se amână festivitatea. Ce-am mai tras de el până l-am urnit de acasă. Cazi duminică, care are drept la odihnică, mă rog. Și că dacă italianul are vreo pretenție, să vină la el acasă, să-i ceară socoteală. E frică de întâlnire, spun eu. Mi-a spus eu. Portăreasa că n-a dormit toată noaptea. Ei. Asta și-a citit din scoarță în scoarță manualul boxerului de performanță. Oh, asta l-a fi îngrozit și mai tare. Hai, hai, hai până la el, hai. Cine e? Noi, Traian cu Monica. Ah. Eh, care e situația? Ne batem sau nu ne batem? Păi cum să nu ne batem? Curtea e plină de lume. Am și anunțat întâlnire surpriză. Îngânfatul ăla a venit. Da, de un sfert de oră s-a și echipat. Da. Face pe furiosul. Îl calmez eu repede. Am mâncat macaroane. Cum arată? Păi ce, nu-ți mai reamintești? Ba da, dar tot... Tot așa arătos sau mai pirpiriu? Personal nu mi-a făcut o impresie prea grozavă. Da, dar da, ce tonaj are? Vreo 60, dar habar n-are de teorie. L-am descusut eu, îl bas precis. Cum? Cu un uppercut, ca la Milano, nu? Da, mă las, zici că era furios. Bă, n-are importanță. În fond, nu-i la el acasă, e invitat. Există un protocol, niște reguli de sportivitate, nu? Secretul e să lovești tu primul. Hai. Să iei piuitul. Să iau, îi trag un croșet ciocan. Și l-am pierdut de mușteriu. Ce înălțime are? Italiano? Nu, Ringu, se poate sări ușor de pe el. De ce să sări? Mă gândesc la inconștientul ăla. Dacă dă bir cu fugiții, măcar să rămână cu picioarele întregi. Acum surpriza promisă. Întâlnirea dintre simpaticul nostru teoretician sportiv Pompilică Crețu. Bravo! Și invitatul nostru, pugilistul de renume mondial Umberto Sorelli. Vlade, iată, Vlade, mâine zi de leafă și avem nevoie de el. Nu te preocupare, signorita, no. Pompilică, Pompilică, du-te și strângi mâna. Nu strâng nimic. O să-l strângeți voi de pe jos după prima rundă. Ei, dar protocolul. Fără protocol, direct la bătaie. Sună gongul. Haide, signori, arșici ti faco. Hai, hai, hai. Hai, 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 hai. Așa, hai, 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 hai. Aha, aha, ți-e teamă. Ți-e teamă că te trimi la codea. Află că nu scap. Au, bă, ce dai, bă, ce, bă, ce dai așa tare? Parate, signore, parate. Îți arăt că, signore, bă, stai la un loc, ce te tot fâții în halul ăsta. Nu vezi de Pompilică? Băi, nu vezi că se ascunde după mănuși, cum să-l nimerezi? Calma, calma, signore, atenție! Au! 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 Mi-a mutat falca. Ăsta nu e box, e cerfăleală curată. Hai, hai, bate gongul. Bate gongul că-l desfițesc. O să-l aveți pe conștiință. Nu se poate, mai sunt 5 minute. Bate gongul când îți zic aici, eu boxez tot dumneata. Ce vrei, să mă lase fără măsele? Ma, che volete voi? Io non capisco. Explică-i, domnule, pe limba lui că da, este arbitru. Acționează neregulamentar. Joacă numai el, boxul e sport pentru două persoane. Aoleu, și tocmai măsaua pe care mi-o plombat. Păi trage și tu, cine te oprește? Nu mă lase, nu vezi? Eu trebuia să dau întâi, că sunt la mine în țară. Am vrut să iau piut, n-a fost vorba așa. Păi dacă ești nehotărât, el joacă frumos. Frumos? Ia treci tu în locul meu. În fond, voi l-ați invitat tu și bunelul Mandache. Eu credeam că îți face plăcere să mai bați o dată. Ce plăt, nicio plăcere. Să fie descalificat. Descalificat. Signore, ma che facciamo? Andare a pescuito? Continuiamo? Ce vrea dove? Ce vrei să mă duc cu el la napti? Ce pretenții are? Dau pește, îi dau ceva. Protestează că am întrerupt jocul. Nu-i ajunge când m-a pocnit, mai vrea un rund. Bine, taci. Bate, bate gongul. Asta va fi ultima lui apariție. Ferin, cheamă salvarea, că nu mai răspunde el. Hai, 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 hai,
Forța, amigo, forța! Păi cu forță, ce crezi că te iert? Au! Ce faci, pompilică? Ține zer! Apără-te! Ține zer! Nu te pripi, bă, fiate, la ripostă! Ce ripostă? Că iar m-a pocnit nereclementar. Mi-a făcut... Nu mai am ficatul. Hai, pompilică, acum e momentul! Hai, scapă-l direct! Nu! Scapă cine poate! Scapă cine poate, eu am terminat! Stai! Unde te duci, bă? M-a scos din circulație. Mascalzone! Pompilică, nu sări peste ring, băi! Nu s-a încurcat de frânghie. Era la naibii de frânghie, știam eu ce știam. Calma, signore, calma. Eu n-am nicio vină, nea Pompilică. Nea Pompilică? Ei, a fost o farsă, hai, nu să știți că astea nu sunt farse. Să ridicăm paharul pentru fericirea tinerilor căsătoriți, colega noastră Monica și alesul ei, Vlad Murgean. E nostru colaborator! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Iar al doilea pahar să-l bem în sănătatea nasului. Care ne-a invitat la acest binevenit ospăț, galantonul nostru casier, Pompilică Crețu. Mulți ani trăiască, la mulți ani! Ascultă, vă dăm mâna să cântați. V-ați ales de pe urma mea cu un ring, ultimul strigăt, mănuși de box și cu un fileu nou pentru volei. Stați că de asta n-am auzit. Ei, n-ai auzit acum. Dacă ai intrat în hore, trebuie să joci. Ai făgăduit că de acum încolo nu o să ne mai pui bețe în roate. Și sper că nici pe mine nu mai e supărat. Măi, e... Umbrelo, sorbit. Lăsați, dacă am ajuns și rubedenii. Dar mi-ai turtit-o leacă fesul. Auzi, nasul meu era drept, de roman. Mi l-ai făcut de grec. Ia uite. Nu din vina mea, nea Pompilică. Te-ai băgat singur în gura leului. Eu n-am făcut tot timpul decât să stau în gardă. Știam că se apropie nunta și... Și un ginere nu se cade să apară în fața miresei cu ochiul vână. În schimb, nașul poate să apară și cu capul spart, că nu-l alege nimeni, nu? Hai, mă, Pompilică, nu mai face pe victimă. Ai recunoscut chiar tu că farsa noastră a ajutat la ceva, nu? Da, ia scută, te-ai convins că lauda de sine nu miroase bine, nu? M-am convins. Și te-ai lămurit că nu e fair play să faci curte fetelor logodite? M-am lămurit. Ai înțeles că teoriile sportive nu-și dovedesc valoarea decât în competiții, pe teren, nu în tribună. Am înțeles. Dar și cei din tribune trebuie să cunoască regulile jocului, fiindcă altfel intervențiile lor pică anapoda. Da. Just! În concluzie... Mulți ani trăiască la Ați ascultat Noi Sportivii din Tribune, comedie de Hristu Nicolaide. Distribuția a fost următoarea: Pompilică, Dem Rădulescu; Finca, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Nelu, Horia Căciulescu; Traian, Cornel Vulpe; Monica, Rodica Popescu; Adina, Rodica Mandache; portarul, Radu Panamarenco; Răzvan, Ionuț Dogaru; Vlad, Alexandru Arșinel. În alte roluri, Victor Ștrengaru, Candid Stoica, Mihai Niculescu, Răzvan Ionescu, Marian Lepădatu, Vasile Ichin, Ion Angel, Gheorghe Puculete, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Cristian Molfeta, Crânguța Mane. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Cuicanu.